Dacă nu ați auzit până acum de aerobic în apă sau aqua gym, e momentul să vă familiarizați cu noțiunea de gimnastică în apă, sport din ce în ce mai popular pe litoralul românesc. Hotelurile de lux încearcă să-și obișnuiască clienții cu așa ceva la piscină sau pe plajă. Nu prea merg. Pe prima dată. Mai dăm jos și caloriile luate la mare. Normal, înghețată, pufuleți, una alta le mai dăm jos. Da. Oricine poate practica aqua gym, femeie sau bărbat, indiferent de vârstă, iar dacă antrenorul e neobosit și îți transmite toată energia lui, lucrurile devin mult mai ușoare, dar și plăcute în același timp. E obositor? Nu, ne place. Mi se pare ideea ca hotelierii, iată, să le ofere turiștilor zumba pe plajă. Ceva foarte minunat. Foarte frumos, foarte energie, frumos. Mai dați jos din calorii. Bineînțeles, mâncăm mult, trebuie să dăm și jos. Deși poate nu simți oboseala musculară și ai impresia că nu depui deloc efort, deci nu o să slăbești, nu este deloc așa. Este impresionant, dar 40 de minute de aqua gym sunt echivalentul a 120 de minute de exerciții de aerobic efectuate la sol, timp în care se consumă aproximativ 800 de calorii. Cum e? E greu? Nu. Bravo. Nu e greu, pentru mine nu e greu. Eu sunt profesoară de sport și am ceva mușchi tonifiază, dacă aș putea spune așa. Dar profit că face băiatul aqua gym. Cum se pare ideea aceasta de aqua gym? Interesul turistului. Sunt idei nemaipomenite și ar trebui să fie puse în practică la scară mai largă, oriunde în România. Toată lumea încântată, toată lumea vine, se schimbă mentalitatea românului. Prinde și la noi zumba pe plajă la turiști. Dar prinde tot. Noi suntem o firmă de entertainment care oferim absolut tot ce se face în Turcia, facem și aici. Facem cursuri de dans, facem show-uri diferite până târziu seara, muzica live, turiștii se simt excelent, mâncare bună, sunt foarte, foarte încântați. Dacă vreți să arătați bine la plajă, să atrageți instantaneu privirile tuturor, nu ar strica să vă înscrieți la o sesiune două de zumba pe plajă sau aqua gym. Hotelurile exclusiviste organizează aceleași sesiuni de mișcare la propriile piscine departe de ochii curioșilor. Aici exercițiile sunt mult mai personalizate pentru profilul fiecăruia dintre amatori. E mult mai greu în apă, ei e ușor acolo. Dar este mai răcoare în apă, eu mor de cald afară. Așa e. Cum este ideea? Cum mi se pare ideea de aqua gym? Foarte mișto și îmi pare bine că s-a găsit un hotel care să facă. Nu toate hotelurile fac. Deci e o idee faină. E o idee faină pentru că nu doar stai la piscină și nu faci nimic. De toată lumea face puțină mișcare, noi spunem înainte de masa de prânz, ca după aia să putem merita un desert bun, așa ca de vacanță. Atâta timp cât lumea este destul de reticentă. Românul deocamdată este învățat să vină și să stea în vacanță, asociază ideea de concediu cu a nu face nimic, a sta pur și simplu la soare pe plajă. Zumba și aqua gym implică o combinație între elemente ce țin de dans și elemente din sfera fitness-ului. De fapt, instructorii ne învață cum să pierdem kilograme zâmbind.